găsit, dragi prieteni, sunteți pe as.ro live. Ați văzut, ați urmărit pastiluțele noastre de pe as.ro. Acolo am discutat și despre Cupa Africii pe Națiuni și am făcut-o pentru că, la modul cel mai sincer, cum spunem noi, avem un tehnician român care a pregătit o națională de acolo și a pregătit-o cu succes, atât normal cât s-a putut, pentru că este vorba de o țară nu neapărat mică, ci încă aflată în dezvoltarea fotbalului. Nu este numai un tehnician care a antrenat acolo, a antrenat și echipe din România, atenție, și în Anglia, pe la Arsenal, și a avut multe cunoștințe și pe acolo, a fost și metodist pe la Federația Română de Fotbal, adică avem cu cine să depunem amintiri. Mergem foarte aproape, la 9725 de kilometri de București, până în Malawi, acolo unde se află antrenorul Mario Marinică. Bună dimineața! Bună dimineața tuturor și mulțumesc pentru invitație. Bună dimineața, bună dimineața. Alături de noi se află și colegul Silviu Corneanu, as.ro și Antena Sport. Domnul Marinică, noi o să încercăm să vorbim cât mai puțin. Trebuie să aveți un pahar cu apă lângă dumneavoastră, pentru că am fost surprinși plăcut de faptul că dumneavoastră sunteți acolo și că antrenați. La modul sincer, nu știam de ce să o facem acum pe deștepții și am vrea să ne spuneți, până să vorbim despre cariera dumneavoastră, cum ați ajuns acolo. Știm că numirea ca antrenor a avut loc undeva la sfârșitul lui 2021, nu? Da, într-adevăr, numirea a avut loc în practic pe 1 decembrie anul trecut. Am fost numit ca director tehnic pe data de 8 noiembrie și pe 1 decembrie am fost numit ca antrenor principal, să zic. De fapt, este o titulatură mai deosebită. Sunt șeful comisiei tehnice, cum ar veni, și se ocupă și de echipa națională, s-a ocupat și de echipa națională la AFCON, la Cupa Africii. Dar cum a fost când ați primit propunerea? A fost un pic ciudat sau zis, domne, Malawi, știați ceva despre ei? Sau cum ați primit propunerea? Cum s-a ajuns la dumneavoastră? Povestiți-ne puțin. A fost un concurs de împrejurări, e destul de ciudat, să zicem așa. În general, posturile de genul acesta sunt, sunt targetate de persoanele respective. Aici a fost, ei au încercat ceva de genul acesta, n-a funcționat și i-au pus o reclamă la care au răspuns anumite persoane, ulterior au republicat-o și abia a doua oară mi-am depus CV-ul, crezând că este ceva serios și într-adevăr s-a dovedit a fi ceva serios, din 13 persoane selectate pentru partea finală, am reușit să iau postul respectiv. Despre Malawi știam destul de multe, având în vedere că am lucrat în Africa de Sud și am avut doi jucători de perspectivă la vremea respectivă din Malawi, unul dintre ele jucând internațional, a jucat vreo 75 de meciuri pentru echipa națională din Malawi, am păstrat legătura și știam destul de multe despre Malawi. Ce ați găsit acolo? Primul impact, cum a fost? Da, și din punct de vedere fotbalistic, și ok, dumneavoastră erați obișnuit cu ceea ce s-a petrecut în Africa, dar ceva, exact cum spune și Silviu, care a fost primul impact și fotbalistic, dar și din punct de vedere, să zicem, sociocultural? Am fost, chiar puțin șocat, pentru că mă așteptam să fie destul de rău, dar nu chiar atât de rău, din toate punctele de vedere, de la grassroots, de la fotbal de bază până la echipa națională. La echipa națională era o situație extraordinar de complicată, având în vedere că a avut succes, să zicem, pentru că s-au calificat la Cupa Africii, dar pe baza acestui succes s-au păstrat acești tip de jucători și la calificările din Cupa Mondială, practic, au avut 5 înfrângeri la rând. Ultimele două meciuri n-au tras decât un singur șut la poartă, niciun șut pe poartă. Deci era o situație foarte complicată. Practic a trebuit să fac o schimbare majoră de la toate nivelurile. A trebuit să mă duc în țară, am stat practic 3 săptămâni plecat, am colindat toată țara de la un capăt la altul, de un singur județ n-am reușit să-l parcurg datorită intemperiilor.
Altfel am parcurs tot la nivel de copii, juniori, echipe de Liga 1, echipe de Superliga și am făcut o concluzie, am văzut niște jucători, iar în momentul în care mi s-a propus să devin antrenor la echipa națională, deja știam un număr de 60 de jucători de perspectivă, care de fapt dintre ei am selecționat 3 care i-am debutat în Cupa Africii. Practic, punând așa un pic în balanță, ați fost nevoit să luați o echipă precum Chiajna și să o duceți în play-off, cum ar fi. Vorbim despre performanța pe care ați reușit-o în Cupa Africii, nu? Da, într-un fel a fost, să zic, ceva de gen în care cu domnul Moldovan am reușit la Chiajna când am luat-o atunci de la un nivel destul de jos și am reușit 5 victorii la rând. Ceva de genul acesta. Cum a fost performanța din Cupa Africii sau vă așteptați? E o performanță unică pentru ei? Este performanța cea mai mare obținută pentru Malawi până acum. Eu, sincer, să zic așa, nu pot să zic că mă așteptam, dar pentru că nu e bine să ai așteptări. Dar pregătirea pe care am făcut-o cu echipa și cu toți membrii din staff, cu federația, aveam ceva speranțe că o să reușim, pentru că toată lumea a tras, cum se zice, pentru o idee, ideea de schimbare, ideea de a aduce ceva nou, ultramodern, și practic a funcționat. Jucătorii au fost foarte deschiși să implementeze, s-a lucrat foarte, foarte mult, ședințe foarte lungi de antrenament. Noi, practic, am devenit echipa statistic, practic, bazat pe datele care le avem noi, cu condiția fizică cea mai bună. Și, din punctul ăsta de vedere, am reușit, practic, să anihilăm, să zicem așa, alte echipe care au fost, cum să zic, mai galonate, să zicem așa. Chiar și cu jucătorii. Am reușit. Da, exact, cum a fost, spre exemplu, Senegalul, cum a fost Guinea, Namibia, cum a fost Zimbabwe, chiar și cu Marocul. Am reușit să avem niște meciuri foarte bune. Noi am fost, practic, cea mai ofensivă echipă pe perioada cât am stat noi. Din toate echipele am avut un raport foarte mare de... De fapt, am avut foarte puține pase, dar din pasele executate complete am avut raportul cel mai mare de intrări în careul advers și șuturi la poartă și pe poartă. Deci, din punctul ăsta de vedere, am stat foarte bine. N-am atacat de multe ori, dar când am avut mingea, am atacat foarte direct și am fost periculoși. Ah, ce bine că te-ai prins. Stai, nu cumva să închizi înainte să te abonezi la canal și la notificări. Hai, dă și tu un click aici, jos. Mersi mult!